Hei, salut, cu voi este Katie Black și soțul meu, Cristian Cibătar. Cristian și Ecaterina Cebotari, offline soț și soție, părinții a doi flăcăi pe care mai în glumă, mai în serios îi dezmiardă domnul președinte și prim-ministru. Cuplul visează la o familie numeroasă cu 7 copii, așa că în scurt timp ar putea educa un întreg cabinet de miniștri. Mai ales că în prezent soții construiesc o clădire a așa zisului guvern. Cristi și Catea au acumulat aproape 500.000 de urmăritori pe Instagram. El educă copiii virtuali să ducă un mod de viață sănătos. Ea le dă lecții de frumusețe. Nu-i lăsăm să plece fără câteva sarcini mai puțin obișnuite. Rămâneți cu noi până la final ca să vedeți cum se vor descurca și să-i cunoașteți altfel. Văd că prezentarea v-a făcut să zâmbiți și mă bucură acest fapt foarte mult. Salutare și bine ați venit la mine! Salut, salutare. Samantha! Bucuroși că am venit la tine! Foarte, foarte mult ne-a plăcut prezentarea! Vreau pentru început să vă întreb cu cine au rămas copiii și ce se întâmplă pe șantier, Cristi, dacă voi doi sunteți aici la mine, ce se întâmplă cât voi nu sunteți la datorie? Dar înainte să răspundeți, eu vreau să fac o precizare pentru cei care nu sunt urmăritori atât de fideli ca mine a invitaților mei. Cristi și Catea chiar acum sunt în proces de construcție a unei case proprii la Sol. Și această activitate le ocupă mai tot timpul, așa că chiar au făcut un efort că au venit de dragul vostru la mine. Ce fac copiii? Ce face casa? Răspunde! Hai spune de copii și răspunde. Copiii sunt cu mama și cu tata meu. Ei foarte mult ne ajută în sfera copiilor. Da, le sunt foarte recunoscutoare. Dar Cristi răspunde despre casă. Hai, Cristi. Lucrul merge. Mă stără să fie totul maxim în timp făcut. Să fiu prezent și eu acolo. Ca fiecare lucrător să-și facă timp și să nu lucreze doar prospect, doar electric, dar între timp să mai facă careva lucrări. Că voi îi dezmerdați într-un mod neobișnuit pe băieții voștri, domnul președinte și prim-ministru. Da. Cui aparține ideea? Cine e atât de ingenios la capitolul dezmerderi? Cine-i? Eu. Noi am auzit de la multe cupluri, cum că ei spun la copiii boss, da, ceva de genul, și noi am spus, da, ce boss, hai de dată, domn președinte. Solid. Da, da. Și deja când am rămas cu Simon însărcinat și am spus, oare cum noi să-l numim pe Simon? Și am spus că prim-ministru, pentru că prim-ministru este după președinte. Dar pe bune ați dori ca băieții voștri în viitor să facă parte din viața politică din Republica Moldova? Aș dori ca băieții mei să fie oameni demni, să fie oameni cu litera mare. Dar de mici copii trebuie să educăm că ei se simte importanți. Exact. Să știe, să nu... Că să simte ajutorul din partea noastră și susținerea. Exact. Dar cine știe, poate ajunge președinte și prim-ministru. Voi ați spus în nenumărate ori că vă doriți, visați la o familie numeroasă, cum ai tu și la care visezi și tu. Ați coincis în acest aspect. Și Katia a spus cândva în story-ul ei că vrea și o fetiță pe care ar putea să o numească Maria. Da. Eu vreau să vă întreb, când ar putea să apară Maria în viața voastră? Noi ne gândim la asta. Și lucrăm la acest subiect intensiv. Evident. Deci așteptăm noutate la voi. Noutatea o să aflați printre primii. Nu vă faceți griji. Ne bucurăm. Dacă deja aveți doi copii și în continuare visați la o familie mare, cel puțin pentru mine este evident că vă place acest rol și vă simțiți bine în acest rol. Vreau să vă întreb totuși, care este cel mai complicat lucru în a fi părinte și mai ales părinți tineri care încearcă să facă totul cu propriile forțe și bani și educație și timp pentru copii? Pentru mine este cel mai greu să trec prin bolile pe care le au copiii. Vreau să iau totul asupra mea și spun, Doamne, te rog frumos, numai să nu simte copilașul durerea asta, de eu să o simt, pentru că recent Eugen a avut gură mână picior și eu am fost așa de stresată. Tu ai plâns chiar. Am plâns și am vreau să plâng. Pentru că când e copilul tău, tu cumva încerci să-l aperi de la tot. Și pentru mine asta este până când cea mai mare durere. Eu sunt un pic mai conservat, cum conservativ, corect? Da, mai... Mă tem, sunt mai fricoasă. Cristi, dă-i voie, lasă-l în pașe, lasă să vadă. Dacă nu acum, atunci când? Exact. Și chiar și cel mai simplu moment, când cade jos copilul, nu trebuie fuga la dânsul. Se ridică și merge mai departe.
Că asta deja e în practică, văzut. Am impresia că părinții pot vorbi la nesfârșit despre copiilor și asta e atât de drăguț. Dar eu vreau să trecem la o rundă mai puțin obișnuită, cu întrebări de la copii pe care le adresează maturilor. Pe alocuri ciudate, poate banale, dar totuși eu o să vă rog să răspundeți acestor întrebări precum ar fi adresate de copiii voștri, Eugen sau Simon. Încă nu ați ajuns la această etapă, dar abia urmează. Voi o să fiți pregătiți în forțe. Sunteți gata? Da. Prima întrebare este de la o fetiță pe nume Simona, la 4 ani. Primii oameni care au venit pe pământ l-au cumpărat sau l-au primit gratis? Ca să vă fie mai ușor, vă dau și un cartonaș unde scrie întrebarea, ca să o recitiți. L-au cumpărat sau l-au primit gratis? Ce, draga mea, l-au primit gratis? L-au primit gratis din cauza că nu a fost așa chestie ca banul și nu era așa termen ca cumpărat. Atunci Eugen s-ar gândi, vai, dar ce bine era să trăiești atunci, nu trebuia să cumperi nimic. De ce m-ați născut atât de târziu? De ce nu atunci? Mergem mai departe. Atenție! Da. Fiica mea dorea să doarmă cu un verișor de-al său într-un pat, la care eu îi spun, nu se poate să dormi cu băieții în pat. Ea se uită urât la mine și zice, dar tu atunci de ce dormi cu tate? Răspunde tot. Această întrebare precis o veți auzi. Da. Sunt sigură. Vine copilul, de ce dormiți voi doi într-un pat și eu n-am voie cu o fetiță de la grădiniță, de exemplu? De atâta că sunteți încă mici și după 18 ani... Deschidem subiectul din nou. Dar noi suntem soț și soție. Și în primul rând este verișor. Da, este o rudă. Cristi, tu așa știi sever la subiectul ăsta? Eu aș spune că noi cu tate suntem împreună de mult timp. Și noi cu tate ne iubim, dar dacă vrei noaptea asta... poți tu să dormi cu tati, adică dacă ar întreba fica, ok, dacă ar întreba fica, poți tu să dormi cu mine și tati doarme cu, nu știu, cu... Șorul, da? Eu cumva aș găsi o, nu știu... Un compromis, da. Exact. Dar dacă te-ar întreba de unde apar copiii, am impresia că de această întrebare se tem toți părinții. Eu încă... Dacă de asta încă nu știu cum se... Spune că din varză, de la cocosterc. Foarte mult depinde de vârsta la care întreabă. Pentru că clar lucru, cred că la 10, dar oricum trebuie să ajungi la momentul ăsta ca să explici corect copilului. Evident, dar dacă de vârstă, nu de la părinți, de la cine? Următoarea întrebare. Mami, de ce eu trăiesc cu tine, dar tati nu trăiește cu bunica sa, mama lui? Poftim întrebarea. De ce? Interesant. De ce ți-ai lăsat mama? De ce, Cristi? Dacă vrei, bunica poate să vină la noi în vizită. Dar... Strem toți împreună. Nu, în vizită. Așa cum mama ta e psihotare, eu aș spune, pentru că bunica e psihotare și bunica n-are posibilitatea să trăiască la moment dat cu tati. Tu cum ai răspunde? Mami, de ce eu trăiesc cu tine? Dar tatăl îndrește cu bunica sa. Eu mereu parcă mă gândesc că se răspund așa, realitate, știi? De atâta că tatăl deja are familia noastră și trebuie să trăiască cu noi. Și când ați crești tu mare, afară. Și ultima întrebare. Dacă Zâna Măseluță vine la fetițe, atunci la băieți cine vine? Zâna Măsinel. Măsinel? Dacă Zâna Măseluță vine la fetițe, atunci la băieți cine vine? Tot Zâna Măseluță, pentru că e vine nu după băieț sau fetiță, e vine după dinți. După dinți. Da. Indiferent de gen, da. Dinți da. Să fie. Voi, apropo, aveți de gând să-i obișnuiți pe băieți cu aceste legende frumoase, mituri despre Moș Crăciun, Moș Nicolae, Zâna? Eu cred că cu cât e mai lungă copilăria, cu cât mai frumos. Așa că tot ce o să depinde de noi să investim în aceea ca copilăria lor să fie frumoasă, chiar dacă o să fie făcute din Zâna Măseluța, din Moș Crăciun, din Moș Nicolae, noi o să facem totul ca credința lor să dureze cât mai mult. Foarte bine. Zic că v-ați descurcat. Nu credem că nu, dar eu cerem scuze pentru că copiii noștri încă nu vorbesc, așa că poate noi suntem încă... Dar veți fi deja pregătiți pentru această etapă care, iată, va începe și în viața voastră. Așteptăm cu nerăbdare. Acum când creierele au muncit puțin, a venit timpul mâinilor.
Avem o mică provocare pentru voi, dar înainte de a trece la acțiune, trebuie să vă echipăm un pic. Sunteți gata pentru această provocare? Da, da. Mereu suntem gata. Să mergem mai departe atunci. Noi am revenit și suntem echipați. Cum credeți? Ce urmează să facem? Ceva, cred că un lucru murdar. Eu sunt pregătită, eu schimb câte 8 scutici pe zi. Să știi că atunci provocarea noastră e prea ușoară. O să rog colegii noștri să ne aducă recuzita de care o să avem nevoie. Eu deja știu și ne așteaptă. Cum crezi? Ce o să facem? O să înclim tapete. Aveți dreptate. Noi deja am făcut o parte din lucru cu mânuțele noastre. Am făcut acest clei. Am tăiat tapetul și am adus... La revedere! Eu nu m-am văzut. Ok. Am improvizat mai exact un perete pe care o să încercăm de bine de rău cel puțin o parte să-l acoperim cu tapet. Apropo, ați mai făcut asta vreodată? Eu niciodată. Eu am făcut asta în clasa nouă la școală. Am făcut odată. Vă ați încleiat tapete la școală pe bune? Da. Noi facem singur reparația în clasă. Cristi, lucru în echipă. Cristi. Dar nu mă așteptam pe bunic tu să începi acțiunea. Bravo, hai! Hai tot terenul. Până îmbrac eu mânușile. Dar după să ne dați... Cristi, ai evaluat dotarea noastră? Este tot de ce aveți nevoie sau va mai trebui ceva? Cum crezi? Destul. Noi ne isprăvim dacă ceva. Stai că avem două perii. Putem să lucrăm în doi cate. Dar după să ne dați, spălăm podelele aici. Haideți să încercăm să facem la viteză, cât mai repede. Cine, Katia sau Cristi ajunge până la final? Hai, Cristi. Cine primul? Dar totodată nu uităm și de calitate. Nu uităm de calitate. Nu uităm de calitate. Pentru tot și pentru copii. Evident, pentru copii cei mai buni. Noi trebuie să ne încumim, facem reparația la noi în cameră. Exact. Mai ales că suntem în reparație. Dar deja ați ales, de exemplu, nu știu, chiar și acest tapet, ați ales pentru camera la copiilor? La noi nu o să fie tapete. La noi nu o să fie tapete. Dar cum va fi camera copiilor? O să vopsim. Dar câte camere pentru copii ați planificat? Două. Ce culori vor fi? Pentru fete. Noi ne gândim la galben, pentru... Haideți să vă ajut. Băieți. Da, mersi. Galben sur pentru băieți. Uh-huh. Deci nu mergeți pe varianta obișnuită roz și albastru? Nu. Noi nu suntem de părerea că culoarea identifică genul. Dar dormitorul? Dormitorul nostru o să fie în nuanță alb cu sur. Și mobila o să fie albă. Apropo, dar cum ați ales casa? Și voi ați avut un apartament foarte spațios, unde parcă ați aranjat totul pe roate și brusc ați decis să vă mutați la casă pe sol. Cum s-a produs schimbarea? Ce v-a determinat să faceți această schimbare? Părinții mei au plecat peste hotare și noi am înțeles că adică ei au casă pe sol. Și noi am înțeles că fără dâns și e foarte greu. Pentru că, clar, nu o să te duci la părinți în ospiție fără părinți. Adică exact. Unde nu-s părinții în casă. Și cumva a trebuit să stăm la apartament foarte mult timp. Și noi am realizat că... Acum. Cristi, hai. Hai, tu ești mai înalt. Hai, sus, repijor. Stai. Fix. Ești pictor, Cristi. Tu știi cum. Deja ai experiența de la școală. În cale și Stai. Stai. Un pic mai sus. Hai. Așa. Stai. Noi avem și niște ustensile. Este. Pentru îndreptare. Așa. Eu până mi-am adus aminte de el, tu deja l-ai luat în mâini. L-a luat Cate chiar. Și mai zic. Hai. Îți primește? Dar ce femeie muncitoare ai. Dar mai scurt, acum trebuie să scoți cleiul de aici? Hai, Cristi, da, trebuie cârpă, știi? Să scoatem cleiul, da, e ok. Îl punești pe a doilea? Da, sigur. Punem, hai. Credem că nu mă luăm. Repejor, vă ajut și eu. Dacă aveți nevoie de reparații în apartament, ca să ne sunați sau ne scrieți pe Instagram. Afișăm numărul de telefon jos. Hai, un pic mai încoasă, îl tragem. Puțin mai aproape. Hai, Cristi. Așa. Eu o să aici. Așa. Cam clei cu boțe l-ați făcut, Samantha. Uite, să vezi, în clasa nouă, când facem noi reparații, avem 15 ani, să ne pui pe noi să faci reparații. Ca după asta, în următorii 3 ani, să mai stai în clasa aceea.
Dar tu, Katia, ai avut experiența de a munci fizic? Din păcate, da, pentru că sunt prima în, în familie numeroasă. Tu ai spus că ai lipit odată. Da, pentru că... Când? Unde? În ce casă? În a părinților, probabil. Eu n-am lipit total, eu am corectat acolo greșeală. Dar de ce ați renunțat la tapet pentru camera copiilor? Dacă copilul a murdărit tapeta, o colorat-o, s-a pus cu mâinile de banan peste dânsa, rămâne ține doar... Ține un pic de jos, Cătuș? Da. De jos, nu-i da voie să lipească, nu-i da voie să lipească. Noi le-am pus corect, de fapt, ele, marginile astea coincid, nu știu trebuie, cum trebuie. Trebuie să coincidă mai așa, stă. Noi am, le-am potrivit perfect. Dar vă gândiți la aspectul ăsta să și economisiți bani cât faceți reparația? Da, clar, lucru ca și orice, ca și orice persoană. Noi vrem și să economisim și calitativ să facem. Iată ultimele mișcări. Ultimele mișcări și peretele nostru este, este gata. Foarte bine v-a ieșit. Da, ne-a dat perfect. Îmi place. Mersi. Nu m-am așteptat la așa rezultat. Reparația, am impresia că e un test pentru orice cuplu. Oh, da. Voi treceți cu brio acest test sau totuși reparația, procesul de construcție vă provoacă certuri? Noi, ca și orice cuplu, avem și certuri și eșecuri. Neînțelegeri. Neînțelegeri, da. Neînțelegeri. Însă, noi tot timpul încercăm să găsim compromisul. Așa că cred că noi acest test o să-l trecem cu o bifă mare. Despre asta o să aflăm la următoarea etapă. Mai avem încă o mică provocare pentru voi. Cristi, Katia, cum credeți? Ce va fi de această dată? Unde mai rău? Ce idei v-a venit vouă în cap? Nu, eu glumesc. Pentru că discutam despre faptul că reparația este un test pentru cupluri și mulți nu-l trec. Katia, tu ai băgat sperieții în auditoriul tău, ai pronunțat prima oară cuvântul divorț. Ok, în glumă, dar totuși, unii au luat-o la prea serios, da, prea aproape de inimă. Da, din cauza scărilor. Băieți, vă rog să aduceți obiectele noastre în platou. Așa. Așa. Poftim. Da, mersi. Puteți să le puneți jos sau să le țineți în brațe, ne așezăm, ne facem comod. Din beton și dacă din beton. Da, ne-am dat seama. Cristi și Katia au avut o dispută. Ei au de făcut scări în casă. Cristi ținea morțiș scările să fie din beton, Katia visea la scări din lemn, frumoase, estetice. S-a produs o mică ceartă, mă rog, ca și în fiecare cuplu care, uite, are pe capul lor și reparație. Au găsit ei compromis, dar noi vrem un câștigător, totuși. În continuare, în timp de 30 de secunde, pe foaia pe care v-am dat-o, trebuie să scriți cât mai multe avantaje a materialului vostru, pe care îl aveți în mâini. Katia despre lemn, iar tu vei trebui să lauzi betonul. Hai. Stați un pic. Eu o să dau startul pentru că în regie colegii mei vor contabiliza secundele. Okay. Așa. Sunteți gata? Da. 3, 2, 1 și... Chiar sunt curioasă. Eu tot aș vrea scări din lemn, așa frumoase, numai bune pentru ședințe foto. Dar... Cât băieții muncesc, scriu din greu, eu o să vă povestesc cu ce s-a sfârșit epopeia lor. Dar 5 secunde, 4, 3, 2, 1, stop. Stai. Așa de repede? Stop, 30 de secunde. Cristi, stop. Deci eu Cristi, am terminat cuvântul până la urmă să-l scriu. Încă 30 de secunde, eu vă rog. Eu am atâtea plusuri. Eu gândesc că e destul. Mă gata și așa spre multe. Tu o să le spui. Vrei? O să le vociferezi. Așa, hai arătați la cameră câte răspunsuri aveți, să nu spune cineva că am luat partea cuiva. Se vede? Așa. Se vede, da. Ești scris frumos ai. Așa, Cristi, da. Te rog, citește-le tu primul. De ce e mai bun betonul pentru scările voastre? Da, se poate o remarcă. Hai. Eu am zis betonul și după asta... Nu, Cristi, tu inițial ai spus beton. Ok, doar din beton, carcasa. Ok. Betonul este un material trainic și de siguranță. Unu. Nu scărțe. Doi. Și sunt frumoase.
Crezi, dacă sunt executate calitativ, nu scârțe. La părinții mei deja de 10 ani din lemn și nu scârțe. Așa nu vreți să vă audă copiii când voi coborâți, ridicați scările. Ok, Amini, estetic frumos. Într-adevăr, e frumos, privește scump, privește practic. Practic pentru că ușor se spală. Cum eu spăl scările de beton? Da, ele doar carcasă, nu beton. Nu mă interesează, nu mă interesează. Efectiv. Și dacă caz, nu te doare, pentru că eu am aici o cicatrice din cauza că am căzut pe scări de beton. La străbunica mea, la dânsa, e că erau scări din lemn și ultima scară era turnată din beton. Și m-am pălit anume de așa din beton, jos, și am cicatrice. Din acest motiv la mine este asimetrie, adică asimetrie la sprâncene. În fine, eu am vrut să mai scriu, dar... Ce ai vrut să mai scrii? Noi vrem să facem o portiță la doilea etaj și ea se face doar din lemn, ca copilul să nu poată să o deschidă și să ducă singur la primul etaj. Uh-huh. Și eu să fie la doilea. Tot era o idee genială, de fapt. Până la urmă, povestiți voi, eu nu am reușit, 30 de secunde au trecut prea repede, povestiți voi, la ce numitor comun ați ajuns? Eu de start am vrut să fie din lemn, doar că carcasa se face din beton și se acopere cu lemn, stilul care îmi dorește soția mea scumpă. Da. Dar pur și simplu am avut o neînțelegere, credea că eu am să-l las așa din beton. Nu, nici într-un caz, asta este foarte urât și foarte periculos. Tu n-ai răspuns la întrebarea adresată. Până la urmă, noi am găsit numitorul comun că o să fie carcasă din beton și o să fie după stilul meu, adică scări albe frumoase, făcute din lemn deasupra, adică învălite cu lemn. Așa. Eu aștept cu nerăbdare fotografii din casa voastră. Ați spus că vă străduiți să faceți tot posibilul ca până la anul nou să vedeți o finalitate. Eu aștept fotografii din noua voastră casă și de ce nu o invitație pentru echipa noastră de filmare? Ce ziceți? Tu știi, ca de obicei, pentru tine suntem deschiși. Vă mulțumesc mult, băieți! Sunteți minunați și online și offline. Și avem o mică tradiție la final, o fotografie comună.